Arthur Conan Doyle, Întoarcerea lui Sherlock Holmes, Aventura de la Abbey Grange, citește Carmen Dumitriu. Într-o dimineață geroasă din iarna lui 97, m-am trezit simțind că cineva mă mișcă de umăr. Era Holmes. Lumânarea pe care o avea în mână proiecta lumina pe chipul său agitat, înclinat spre mine, și a fost suficient să-l văd ca să-mi dau seama că s-a întâmplat ceva rău. "Scoală, Watson! Haide!" îmi strigă. "N-avem timp de pierdut. Niciun cuvânt. Îmbracă-te și vino." 10 minute mai târziu, mergeam amândoi într-o mașină care înainta zgomotoasă pe străzile liniștite care duc spre gara Charing Cross. Începuseră să apară zorii unei dimineți de iarnă și vedeam confuz, din când în când, silueta câte unui muncitor matinal care traversa, nedeslușit și estompat, iritanta ceață a Londrei. Holmes mergea în liniște, bine încotoșmănit în partesiul său gros, iar eu eram bucuros că mă îmbrăcasem bine, căci aerul era foarte rece. Nici eu și nici el nu luasem micul dejun. Până să ajungem la gară, am băut puțin ceai cald. Apoi ne-am ocupat locurile în trenul de Kent, unde ne-am încălzit puțin, cât Holmes să poată vorbi, iar eu să ascult. Holmes scoase din buzunar o scrisoare și o citi cu voce tare. "Ferma Abbey, Masham, Kent 330, Antemeridian. Dragă domnule Holmes, v-aș fi foarte recunoscător dacă m-ați ajutat de urgență într-un caz care promite să fie extraordinar. Este vorba de specialitatea dumneavoastră. În afară de faptul că o voi elibera pe doamnă, voi avea grijă să păstrez totul exact așa cum am găsit. Dar vă rog să nu întârziați nicio clipă, căci este dificil să-l las aici pe Sir Eustace. Al dumneavoastră, Stanley Hopkins." De 7 ore a apelat la mine Hopkins și, în toate cele 7 ocazii, a rezultat că cererile sale erau întemeiate, zise Holmes. "Cred că toate cazurile sale figurează deja în colecția ta și trebuie să recunosc, Watson, că abilitatea pe care o demonstrezi în colecționarea cazurilor compensează mare parte din ceea ce eu regret în povestirile tale. Nefastul tău obicei de a privi totul din punct de vedere al interesului pentru povestire, în loc de a-l considera ca un exercițiu științific, a făcut să se piardă ceea ce ar fi putut constitui o serie instructivă și chiar clasică de expuneri demonstrative. Dumneata, treci repede peste lucruri de maximă abilitate și finețe pentru a face legături între detalii senzaționale capabile să excite, dar care nu-l pot instrui pe cititor. De ce nu le scrii, dumneata?" îi răspunse-i cu oarecare asprime. "Am să o fac, dragă Watson, am să o fac. În prezent, așa cum știi, sunt destul de ocupat, dar am în intenție să-mi consacru anii bătrâneții compunerii unei cărți care va concentra într-un singur volum toată arta detectivistică. Revenind la oile noastre, crezi că Sir Eustace e mort?" "Eu așa cred." Felul în care Hopkins și-a redactat scrisoarea demonstrează o mare nervozitate, deși nu este un om emotiv. "Da, deduc că s-a procedat cu violență și că păstrează cadavrul ca să putem să-l examinăm. Dacă ar fi fost vorba de o simplă sinucidere, Hopkins nu m-ar fi chemat. Mențiunea pe care o face că o va lăsa liberă pe doamnă pare să indice că aceasta a fost închisă cu cheia în cameră în timp ce avea loc tragedia. Ne mișcăm într-o lume elegantă, Watson. Hârtie de lux cu monogramă, un scut, adresă pitorească. Cred că prietenul Hopkins va fi la înălțimea faimei sale, iar noi vom petrece o dimineață interesantă. Crima s-a petrecut în noaptea de ieri, înainte de ora 12. Cum ai aflat?" "Am consultat mersul trenurilor și am calculat timpul. A trebuit să fie chemată poliția locală, iar aceasta se ia legătura cu Scotland Yardul. Hopkins este cel care a luat legătura, iar la rândul său a trebuit să trimită după mine. Toate astea ia foarte bine o jumătate de noapte. În fine, deja suntem la gara Chislehurst și în scurt timp ne vom lămuri." După un drum de 4 km cu mașina, pe străzi înguste și întortocheate, ajungem la poarta exterioară a parcului, care ne-a fost deschisă de bătrânul pasnic al pavilionului, pe al cărui chip speriat se reflectă un mare dezastru. Drumul de acces la palat traversa un parc magnific, printre ulmi bătrâni, și ajungea la o construcție măruntă și foarte întinsă, cu o colonadă în partea din față, în stilul arhitectului Palladio. Corpul central al edificiului era foarte vechi, fiind acoperit cu iederă. Dar vastele ferestre arătau că se efectuaseră modificări în timpurile moderne, iar una dintre aripi părea nou-nouță. Chipul tânăr, vioi, plin de viață al inspectorului Stanley Hopkins, se înfruntă cu noi în poartă, care era deschisă. "Domnule Holmes, mă bucur mult că ați venit."
În același timp, sunt fericit că vă văd, domnule Watson. Dar, ca să fiu cinstit, dacă știam, nu vă mai deranjam, căci, după ce femeia și-a revenit în fire, ne-a dat o declarație atât de clară că nu ne mai rămâne mare lucru de verificat. Vă amintiți de banda de spărgători de case din Lewisham? Care? Cea a celor trei Randalls? Întocmai, tatăl și cei doi fii. E mâna lui. Nu încape nicio îndoială. Se împlinesc 15 zile de când au lucrat ceva în Sydenham și au fost văzuți. Semnalmentele corespund. E vorba de mult sânge rece ca să dai atât de repede și de aproape altă lovitură. De data asta nu am nicio îndoială că este vorba de această bandă. Și acum e caz de spânzurătoare. De vreme ce Sir Eustace e deja mort? Da, i-au crăpat craniul cu propriul vătrai. Este vorba într-adevăr de Sir Eustace Brackenstall, așa cum i-a spus șoferul? Exact, unul dintre cei mai bogați oameni din Kent. Lady Brackenstall este în camera de zi, sărăcuța de ea. A trecut printr-o încercare înspăimântătoare. Când am văzut-o prima dată, era mai mult moartă. Cred că ar fi mai bine să stați de vorbă cu ea și să ascultați din gura ei cum s-au petrecut faptele. După aceea vom merge și vom examina împreună sufrageria. Lady Brackenstall nu era o femeie obișnuită. Rare ori am văzut o femeie atât de grațioasă, de feminină, cu un chip atât de frumos. Era blondă, cu un păr ca aurul și ochi albaștri. Tenul său avea, fără îndoială, o culoare perfectă, în armonie cu celelalte calități. Dar acea încercare dureroasă prin care trecuse îi dăduse o nuanță palidă. Durerea sa era atât fizică cât și mentală, căci avea deasupra unui ochi un cucui oribil, binețiu, pe care subreta sa, femeie cu o statură impunătoare și un chip sever, îl tampona asidu cu apă și oțet. Femeia zăcea epuizată, răsturnată pe o canapea, dar privirea iute și iscoditoare, pe care și-o îndreptă spre noi, văzându-ne că intrăm în cameră, ca și vivacitatea expresivă a trăsăturilor ei frumoase, ne-a dat să înțelegem că inteligența și valoarea ei nu fusese periclitate de teribila încercare la care fusese supusă. Era îmbrăcată într-un capot lung, albastru cu argintiu, iar pe scaunul care se afla lângă ea atârna o rochie de seară acoperită cu paiete. "Domnule Hopkins, v-am spus deja tot ce s-a întâmplat," zise cu un accent de supărare. "N-ați putea să informați dumneavoastră." "Mă rog, dacă apreciați că e necesar, am să le relatez și acestor domni ce s-a întâmplat. Nu ați fost încă în sufragerie?" "Am socotit că ar fi mai bine să vă asculte mai întâi pe dumneavoastră." "Voi fi foarte bucuroasă când se va termina totul. Mă terorizează faptul că e mort și că se află încă aici." O trecu un fior și își ascunse fața pentru o clipă între palme. Făcând acest gest, mâneca largă a capotului îi lăsă descoperit antebrațul. Holmes scoase o exclamație. "Aveți și alte răni, doamnă? Ce este asta?" Două pete de un roșu aprins se distingeau pe unul din brațe, alb și subțire. Ea l-a acoperit cu repeziciune. "Nu e nimic. Asta nu are legătură cu oroarea din noaptea trecută. Vă voi povesti tot ce știu dacă împreună cu colegul dumneavoastră veți lua loc. Sunt soția lui Sir Eustace Brackenstall. Sunt căsătorită cu el de circa un an. Presupun că nu are rost să vă ascund că nu aveam o căsnicie fericită. Dacă aș nega acest lucru, vi l-ar spune vecinii noștri. Poate că vina a fost și a mea. Am crescut într-un mediu mai liber și mai puțin convențional din Australia de Sud și acest mod de viață englez, cu atențiile și meticulozitățile sale, nu se potrivește cu firea mea. Dar cauza principală o constituie un fapt pe care îl cunoaște toată lumea. Sir Eustace era un bețiv inveterat. A trăi o singură oră cu un astfel de om este dezagreabil. Vă puteți face o idee ce înseamnă pentru o femeie sensibilă și elevată să se vadă legată de el zi și noapte? A considera o astfel de căsătorie ca viabilă este un sacrilegiu, o crimă, o moșicie. Vă asigur că aceste legi ale dumneavoastră reprezintă un blestem pentru țară. Dumnezeu nu va permite mult timp un asemenea blestem. Într-o clipă se ridică în capul oaselor, obrajii se îmbujorară și ochii strefulgerară de sub teribilul cucui pe care l-avea într-o sprânceană. Dar mâna fermă și mângâietoare a severei subrete îi reașeză capul pe o pernă mare, și acea furie de ură se estompă într-un suspin pătimaș. În cele din urmă, Lady Brackenstall continuă. Vă voi explica ce s-a întâmplat azi noapte. Probabil știți că servitorii din această casă dorm în aripa modernă a clădirii. Acest corp central se compune din camere în care stăm noi, o bucătărie în spate și un dormitor deasupra. Subreta mea, Teresa, dorme într-o cameră care se află deasupra dormitorului meu.
Nu mai există nimeni în această parte a casei și niciun zgomot nu i-ar putea alarma pe cei care se află în aripa mai îndepărtată. Telhari trebuie să fi cunoscut aceste detalii, căci altfel nu ar fi acționat așa cum au acționat. Sir Eustace s-a retras cam pe la 10:30. Servitorii plecaseră în camerele lor. Doar subreta mea nu se culcase. Rămâne în camera sa de la etajul întâi cât timp am nevoie de serviciile ei. Am rămas până la 11 în această cameră, cufundată în lectura unei cărți. Apoi, înainte de a urca la etajul următor, am trecut să văd dacă totul este în ordine. Eu aveam obiceiul să fac acest lucru, căci, așa cum v-am explicat, nu se putea avea încredere în Sir Eustace. Am fost la bucătărie, m-am uitat în cămară, în camera puștilor, în cea cu biliarde, în salon și, în sfârșit, în sufragerie. Fereastra de aici e mare, de tipul așa numitelor fereste franțuzești. În realitate, o ușă prin care se iese în grădină. Țineam în mână sfeșnicul din camera mea, cu lumânarea aprinsă și, la lumina ei, am zărit, în spatele primului bărbat, pe încă doi, în momentul în care încercau să intre. M-am dat înapoi, dar individul s-a repezit spre mine. M-a prins mai întâi de încheietura mâinii, apoi de gât. Am deschis gura ca să țip, dar m-a lovit cu sălbăticie, cu pumnul, în arcadă și m-a trântit la pământ. Cred că mi-am pierdut cunoștința timp de câteva minute, fiindcă atunci când mi-am revenit, am văzut că smulseseră șnurul clopoțelului și mă legaseră cu el, strâns de jilțul ce se află în capătul mesei din sufragerie. Eram legat atât de strâns, încât nici nu mă puteam mișca, iar batista cu care mi-a stupaseră gura mă împiedica să scot vreun sunet. Chiar în acea clipă, nefericitul meu soț a intrat în cameră. Era clar că auzise zgomote suspecte și că venise pregătit pentru scena care îi se înfățișa acum înaintea ochilor. Era doar în cămașă și ținea în mână bastonul său preferat. L-a atacat pe unul dintre agresori, dar celălalt, bătrânul, s-a aplecat, a înșfăcat bătraiul și l-a lovit cumplit când i-a trecut prin față. A căzut la pământ fără să scoată un geamăt și a rămas nemișcat. Am leșinat din nou, dar și de data aceasta am rămas doar câteva minute în nesimțire. Când am deschis ochii, am văzut că luaseră din dulap serviciul de argint și goliseră o sticlă cu vin. Fiecare dintre ei avea câte un pahar în mână. V-am mai spus, nu-i așa, că unul dintre ei era bătrân, purta barbă, iar ceilalți erau tineri și imberbi. Puteau fi luați drept un tată cu cei doi fii ai săi. Au discutat între ei în șoaptă. Apoi s-au apropiat de mine și au verificat dacă eram bine legată. În cele din urmă au plecat închizând fereastra. Am întârziat vreun sfert de oră până să scap de batista din gură. Când am reușit, țipetele mele au făcut-o pe cameristă să-mi vină în ajutor. Imediat au venit și restul servitorilor și am anunțat poliția locală, care a luat numai decât legătura cu Londra. Domnilor, asta e tot ce pot să vă spun și cred că nu va trebui să repet o întâmplare atât de dureroasă. Mai aveți vreo întrebare, domnule Holmes? Zise Hopkins. Nu vreau să abuzez de răbdarea și nici de timpul doamnei Brackenstall, spuse Holmes. Dar mi-ar place să ascult întâmplările la care ați asistat dumneavoastră. Și, zicând acestea, Holmes privi spre cameristă. Aceasta spuse, i-am văzut pe acei bărbați înainte de a intra în casă. Stăteam în fața ferestrei dormitorului meu și am zărit la lumina lunii trei bărbați care se aflau mai departe, lângă poarta de la intrare, dar în acea clipă nu le-am dat importanță. A trecut mai bine de o oră și, deodată, am auzit-o pe stăpâna mea țipând. Am coborât în fugă și am văzut-o legată, cum dânsa va povesti deja, iar pe stăpân trântit la pământ cu creierii împrăștiați peste tot, într-o baltă de sânge. Era o priveliște care putea să aducă pe orice femeie în pragul nebuniei. Te vezi legată și cu rochia stropită cu sânge. Dar domnișoarei Mary Fraser din Adelaide nu i-a lipsit niciodată curajul și doamna Brackenstall de la Abbey Grange nu și-a uitat niciodată vechiul ei fel de a fi. Dumneavoastră, domnilor, i-ați spus deja destule întrebări și acum ea se va retrage în camera ei împreună cu Teresa, care o iubește de atâta timp, pentru a se putea odihni, căci are atâta nevoie de liniște. Teresa o luă de mijloc pe stăpâna sa cu tandrețe maternă și o conduse afară din încăpere. A fost în serviciul ei toată viața, spuse Hopkins. A îngrijit-o de când era copil. S-a mutat cu ea în Anglia după ce au părăsit Australia cu vreun an și jumătate în urmă. O cheamă Teresa Wright și cameristul de talia ei nu se mai găsesc în ziua de azi. La noi, domnule Holmes, la noi! De pe fața expresivă a lui Holmes dispăruse viul interes de care dăduse semne înainte și înțelese că acest caz își pierduse farmecul, pierzându-și misterul. Mai rămânea doar să opereze o arestare. Dar ce amestec aveau cei trei răufăcători ca să-și murdărească mâinile cu ei? Un medic specialist, serios și doct.
care află că a fost chemat pentru a vindeca un caz de pojar, ar încerca acel plictis pe care l-am citit în ochii prietenului meu. Totuși, ceea ce a văzut în sufrageria de la Abbey Grange a fost destul de ieșit din comun pentru a-i atrage atenția și a-i deștepta interesul care acum se destrăma. Sufrageria era o încăpere foarte spațioasă și înaltă, cu tavanul din stejar frumos lucrat, cu lambriuri tot din stejar și cu o splendidă expoziție de capete de cerb și de arme vechi etalate pe toți pereții. Vis-a-vis de ușă se afla fereastra franțuzească despre care s-a vorbit deja. Trei ferestre mai mici, situate la dreapta, umpleau camera cu razele unui soare rece de iarnă. La stânga se afla un șemineu mare și adânc cu o consolă de stejar masiv. Lângă șemineu se afla un jilț greu de stejar cu fundul din stinghii. Prin spațiile dintre stinghii era trecut un șnur stacojiu legat de ambele capete ale ultimei stinghii prinse pe picioarele jilțului. Liberând-o pe stăpână, șnurul se slăbise, dar nodurile cu care fusese legat de jilț rămăseseră intacte. Aceste amănunte nu ne-au atras atenția până mai târziu, căci gândurile noastre erau în întregime concentrate asupra obiectului groaznic care se afla întins pe pielea de tigru din fața șemineului. Acesta era cadavrul unui bărbat înalt, bine făcut, de vreo 40 de ani. Zăcea pe spate, cu fața în sus și cu dinții săi albi strălucind în barba scurtă și neagră. Avea mâinile încleștate pe baston și le ținea deasupra capului. Chipul său măsliniu, cu trăsături frumoase, bărbătești, era convulsionat într-un spasm de ură răzbunătoare, dându-i o expresie demoniacă. E limpede că se afla în pat când auzise zgomote, căci purta o cămașă de noapte brodată, elegantă și avea picioarele goale. Capul era sfărmat și toată încăperea stătea mărturie sălbăticiei loviturii care l-omorâse. Lângă el se afla vătraiul, care se îndoise în urma impactului. Holmes examină vătraiul și efectul cumplit pe care îl produsese. Bătrânul Randall ăsta trebuie să fie un om cu o forță herculeană. Da, răspunse Hawkins. Am câteva date despre individ și am luat măsurile necesare. Vă va fi ușor să-l prindeți. Foarte ușor. De mai multă vreme îl căutăm și se zvonise că a fugit în America. Acum că știu că banda se află aici, nu văd cum ar putea să ne mai scape. Am anunțat deja toate porturile și înainte de căderea nopții se va oferi o recompensă. Ceea ce eu nu reușesc să înțeleg este motivul pe care l-au avut să comită o astfel de barbarie, știind că doamna îi va descrie și că noi îi vom identifica imediat după această descriere. Întocmai. Logic mi se părea să o fie asasinat și pe doamna Brackenstow. Poate nu și-au dat seama că ea își revenise din leșin, am intervenit eu. Asta se prea poate. Văzând-o leșinată, n-au mai omorât-o. Ce puteți să-mi spuneți, domnule Hopkins, despre acest nenorocit care zace aici? Cred că am auzit despre el lucruri ciudate. Când nu era beat, avea un suflet bun, dar odată ce se îmbăta, devenea un diavol. Sau mai bine zis, când era doar amețit, căci rare ori se întâmpla ca beția lui să fie completă. În acele clipe, părea că avea în el spiritul răului și era capabil de orice. După câte am auzit, în ciuda bogăției și a titlurilor sale, acest om a fost de multe ori pe punctul de a avea de face cu noi. Se zvonise că odată a turnat gaz pe un câine și apoi i-a dat foc. Și pentru ca scandalul să fie și mai mare, alesese câinele soției lui. Incidentul a fost aplanat cu greu. Altădată a aruncat cu o garafă în cameristă, în Teresa Wright. Asta i-a adus neplăceri. În concluzie, fie vorba între noi, casa asta va fi mult mai veselă fără el. La ce vă uitați? Holmes îngenunchease și cerceta cu mare atenție nodurile șnurului stacojiu cu care fusese legată doamna. În continuare, examină în amănunțime capătul unde fusese rupt și destrămat șnurul, când hoțul îl smulsese dintr-o dată pentru a se folosi de el. Când au smuls șnurul acesta, trebuie să fi răsurnat foarte zgomotos clopoțelul în bucătărie, comentă Holmes. Nimeni nu l-ar fi putut auzi. Bucătăria se află în spate. Și de unde știa hoțul că nu o să-l audă nimeni? Cum de-a îndrăznit să tragă de șnurul unui clopoțel cu atâta curaj? Întocmai, domnule Holmes, întocmai. A spus aceeași problemă pe care mi-o pun într-una. Nu încape nicio îndoială că acest individ cunoștea casa și obiceiurile ei. Știa precis că servitorii se culcaseră, deși era relativ devreme și că era imposibil ca să audă cineva clopoțelul din bucătărie. În consecință, trebuie să fi fost în combinație cu unul dintre servitori. Asta este limpede. Dar sunt observitori și toți au recomandări favorabile. Aflându-se toți în aceea situație, ați putea obănui pe servitoarea în care stăpânul a aruncat cu garafa, spuse Holmes.
Dar asta ar presupune o trădare față de stăpâna, pentru care această femeie are o mare afecțiune. Bine, ăsta e un amănunt minor și când îl veți prinde pe Randall, mai mult ca sigur că nu veți avea dificultăți în a-i descoperi complicii. Relatarea doamnei pare coroborată, dacă era nevoie de așa ceva, cu toate detaliile pe care le cunoaștem. Holmes se duse la fereastra franceză și o deschise. Aici nu se văd urme, iar pământul e tare ca fierul și nu ne putem aștepta să descoperim ceva. Văd că lumânările de pe consolă au fost aprinse. Așa este. Hoții s-au mișcat la lumina acestor lumânări și la cea de la sfeșnicul din dormitorul doamnei. Și ce au furat? Nu mare lucru. Doar câteva obiecte de argint care se aflau în servantă. Doamna Brackenstall e de părere că moartea lui Sir Eustace le-a produs tâlharilor o asemenea impresie, încât au renunțat să fure tot din casă, cum ar fi făcut în alte împrejurări. Fără îndoială. Totuși, după cum am înțeles, au băut câte un pahar de vin, ca să-și calmeze nervii. Da, cred că n-a atins nimeni cele trei pahare care se află pe servantă. Nimeni. Și sticla este așa cum am lăsat-o eu. Să ne aruncăm o privire. Oh, dar ce e asta? Deci, cele trei pahare se aflau unul lângă altul, toate trei aveau urme de vin, dar numai în unul erau și resturi de floare. Lângă pahare se afla sticla plină pe trei sferturi, iar lângă sticlă un dop lung și îmbibat cu vin. Aspectul dopului și praful de pe sticlă demonstrase că asasinii degustaseră un vin deosebit. Echipul lui Holmes se observă o schimbare. Își pierduse expresia dezinteresată și din nou ochii săi pătrunzători și adinci se aprinseră de flacăra unui viu interes. Luă dopul și îl examină îndeaproape. Cum au reușit să-l scoată? Întrebă. Hopkins arătă cu degetul un sertar întredeschis în care se aflau câteva fețe de masă și un tirbușon mare. Doamna Brackenstall a spus că au folosit tirbușonul? Nu. Îmi amintesc că în momentul în care au deschis sticla, doamna era leșinată. Da, desigur. Dar în realitate acest tirbușon nu a fost folosit. Dopul a fost scos cu un tirbușon de buzunar, de la un briceag, și nu avea mai mult de 4 centimetri. Dacă vă uitați cu atenție, în partea de sus a dopului, veți vedea că înainte de a reuși să-l scoată, o băga de 3 ori tirbușonul în el. N-au reușit să-l străpungă de la un capăt la altul, cum ar fi făcut-o cu celălalt tirbușon mai lung, cu care ar fi scos dopul dintr-o singură încercare. Când îl veți prinde pe acest individ, veți vedea că are un briceag la fel ca acela descris mai sus. Minunat, spuse Hopkins. Dar vă mărturisesc că mă intrigă aceste pahare. Nu ne-a spus doamna Brackenstall că i-a văzut bând pe cei trei bărbați? Atunci să nu mai discutăm despre asta. Ce-a mai putea spune? Totuși, domnule Hopkins, trebuie să recunoașteți că la aceste pahare există ceva ciudat. Cum de nu vă dați seama de asta? În sfârșit, este foarte probabil că faptul de a fi în posesia, așa cum sunt eu, a unor cunoștințe speciale și a unor facultăți deosebite, te împinge să găsești explicații complicate, deși ai la îndemână o explicație cât se poate de simplă. Firește, chestiunea paharelor trebuie să fie o pură întâmplare. Bine, domnule Hopkins, nu cred că vă pot fi de folos cu ceva și, după cât se pare, pentru dumneavoastră cazul este foarte limpede. Voi fi informat de arestarea lui Randall și cu alte noutăți care vor apărea. Cred că voi avea ocazia să vă felicit în curând pentru încheierea cu succes a acestui caz. Să mergem, Watson. Mă gândesc că ne putem ocupa de lucruri mai folositoare. Pe drum, la întoarcere, am văzut după expresia feței lui Holmes că era foarte intrigat de ceva. Din când în când și după un oarecare efort, reușea să se debaraseze de acea impresie, exprimându-se ca și cum problema îi fusese lămurită. Dar era din nou invadat de îndoieli și fruntea încruntată și privirea concentrată îți dădeau de înțeles că gândurile îi fugiseră din nou în spațioasa sufragerie de la Abbey Grange, în care se petrecuse acea tragedie nocturnă. Deodată, sub influența unui impuls, în momentul în care trenul pleca încet dintr-o gară, Holmes sări pe peron și mă trase după el. Iartă-mă, dragul meu prieten, spuse, în timp ce vedeam cum dispar la o curbă ultimele vagoane ale trenului. Îmi pare rău că te-am făcut victimă a ceea ce, la prima vedere, pare un capriciu. Dar, pe viața mea, Watson, îmi este imposibil, absolut imposibil, să las cazul ăsta neelucidat. Instinctul nu-mi dă pace. S-a făcut o greșeală. Totul este greșit interpretat. Sunt dispus să jur că s-au înșelat. Totuși, relatarea doamnei n-a avut nicio scăpare. Camerista a confirmat întocmai. Se poate spune că amănuntele erau exacte.
Ce pot eu să aduc împotriva acestei versiuni? 3 pahare de vin, nimic mai mult. Dar dacă eu n-aș fi luat lucrurile așa cum mi-au fost prezentate, dacă eu aș fi analizat totul cu atenția pe care aș acorda-o, dacă am analizat lucrurile din nou și nu aș fi ținut cont de o versiune contrafăcută de care subconștientul m-a prevenit, n-aș fi descoperit eu un argument mai concret care să-mi servească drept punct de plecare? Bineînțeles că da. Watson, așează-te pe banca asta până vine trenul care o să ne ducă la Chislehurst și dăm voie să-ți expun motivele, implorându-te, în primul rând, să-ți scoți din minte ideea că ceea ce au spus camerista sau stăpâna este adevărat. Nu trebuie să acceptăm ca încântătoarea personalitate a doamnei să ne influențeze în vreun fel judecata. Există, cu siguranță, în relatarea ei anumite detalii care, analizate cu sânge rece, ne trezesc bănuieli. Acei hoți au comis acum 2 săptămâni, în Sydenham, un furt fără importanță. Ziarele au publicat unele fapte ale lor și date despre aspectul lor exterior și oricine ar dori să inventeze o poveste, firește chiar veni în minte să se folosească de acești hoți imaginari. Ca să spunem adevărul, orice hoț care a dat o lovitură spectaculoasă caută, în general, să se bucure în tihnă de prada sa, fără să se arunce atât de repede într-o altă acțiune periculoasă. Pe lângă asta, nu este în obiceiul spărgătorilor de case să opereze la ore atât de nepotrivite. Nu este în obiceiul spărgătorilor de case să lovească o doamnă pentru a o împiedica să țipe, căci oricui trece prin minte că folosind asemenea metode o face să țipe. Nu se obișnuiește ca hoții să omoare când prin numărul lor pot imobiliza o persoană. De obicei, nu se mulțumesc o pradă atât de săracă atunci când le stă la îndemână un amul mai mare. Și, în sfârșit, eu te asigur că nu se obișnuiește, sub nicio formă, ca oameni de teapa lor să golească o sticlă doar pe jumătate. Ce concluzie tragi, Watson, din toate aceste amănunte atât de neobișnuite? Desigur, ținând cont de toate amănuntele, ai dreptate. Dar, luate fiecare în parte, nu mai par neobișnuite. Ceea ce mi se pare cel mai ciudat este că au legat-o pe doamnă de jilț. De asta nu sunt atât de sigur. Căci e limpede că sau aveau de gând să o omoare, sau trebuiau să o imobilizeze în așa fel încât să nu poată da alarma în timp ce ei trebuiau să fugă. Dar, în orice caz, am demonstrat, nu-i așa, că relatarea acestei doamne poate fi pusă la îndoială. Și, în sfârșit, mai avem și amănuntul paharelor de vin. Ce e cu ele? Mai știi cum arătau? De parcă l-aș avea în fața ochilor. Ne-au spus că cei 3 bărbați au băut. Asta ți se pare verosimil? De ce nu? Toate cele 3 pahare aveau resturi de vin. Exact, dar numai unul avea urme de floare. Cred că ai remarcat fără îndoială. Ce sugerează asta? Probabil că paharul în care s-a turnat la urmă are floare. Nici de cum. Sticla era plină de floare și e de neconceput ca primele 2 pahare să fie curate, iar cel de-al treilea nu. Există doar 2 explicații. Prima este că, odată umplut al 2-lea pahar, au agitat puternic sticla și, în acest fel, în cel de-al 3-lea pahar a curs și floare. Dar asta nu pare verosimil. Nu, sunt sigur că am dreptate. Atunci, ce crezi? Că au fost folosite doar 2 pahare și că drojdia de pe fundul lor a fost vărsată în al 3-lea pahar pentru a crea impresia că acolo au fost 3 persoane. În acest caz, toată floarea se află în ultimul pahar, nu-i așa? Da. Am convingerea că așa s-a întâmplat. Dar dacă eu am găsit adevărata explicație acestui amănunt, atunci cazul trece din sfera obișnuitului în cea extraordinarului, căci asta înseamnă că doamna Brackenstall și camerista ei ne-au mințit intenționat. Trebuie să credem nicio vorbă din relatarea lor, că ele au un motiv foarte puternic pentru a ascunde numele adevăratului criminal, iar noi trebuie să elucidăm acest caz fără niciun ajutor din partea lor. Asta e misiunea care ne stă în față și iată și trenul de Chislehurst. Locatarii de la Abbey Grange fură foarte surprinși de întoarcerea noastră. Sherlock Holmes, aflând că Stanley Hopkins plecase pentru a-și informa superiorii, se instală în sufragerie, închise ușa pe dinăuntru și 2 ore se dedică acelor investigații minuțioase și dificile care constituie baza solidă deasupra căreia își înalță minunatele lui construcții deductive. Stând într-un colț, ca un student, care urmărește cu interes demonstrația profesorului său, am urmărit pas cu pas acea remarcabilă cercetare. Fereastra, perdelele, covorul, jilțul,
șnurul, au fost unul după altul minuțios examinate și analizate cum se cuvine. Scoseseră de acolo cadavrul nefericitului Barony, dar lucrurile rămăseseră așa cum le văzusem noi de dimineață. Apoi, spre uluirea mea, Holmes se cățără pe consola masivă a șemineului. Deasupra capului atârna o bucată de șnur ștacojiu de câțiva centimetri. Holmes privi o vreme acea bucățică de șnur și, dintr-o dată, vrând să se apropie și mai mult de el, se sprijini cu genunchiul de altă consolă de lemn prinsă de perete. Astfel, mâna îi ajungea la mică distanță de capătul șnurului rupt. Dar, mai mult decât șnurul, se pare că atenția îi fusese atrasă chiar de consolă. În sfârșit, sări jos, lăsând să-i scape o exclamație de mulțumire. E în regulă, Watson, îmi spuse. Avem deja scenariul cazului, care este unul dintre cele mai deosebite din colecția noastră. Era cât pe ce să fac cea mai mare prostie din viața mea. Cred că mai lipsesc câteva verigi ca lanțul meu să fie complet. I-ai descoperit pe răufăcători? Pe răufăcător, Watson, pe răufăcător. Unul singur, dar nemaipomenit. Are o forță de taur. Dovadă, lovitura care a îndoit vrătraiul. Înalt de aproape 2 metri, ager ca o veveriță, foarte îndemânatec și, în sfârșit, cu o inteligență remarcabilă, căci el a fost cel care a urzit abil toată această poveste. Da, Watson, am dat peste opera unui individ extraordinar. Totuși, ne-a oferit cu acest șnur de clopoțel o pistă care ne duce la descoperirea adevărului. Cum adică? Uite, Watson, dacă ai fi smuls dintr-o smucitură șnurul clopoțelului, de unde crezi că s-ar fi rupt? Desigur că din locul unde este legat de limba clopoțelului. De ce trebuia să se rupă la câțiva centimetri de acest punct, cum s-a întâmplat? Probabil pentru că acolo era ros. Exact. Acest capăt al șnurului e destrămat. Criminalul a fost atât de viclean încât l-a destrămat cu cuțitul. Dar celălalt capăt nu este destrămat. De aici de jos nu se poate vedea, dar dacă te-ai fi cățărat pe consola șemineului, ai fi văzut că este tăiat pur și simplu, fără nicio urmă de destrămare. Poți să refaci acum tot ce s-a întâmplat. Bărbatul acela avea nevoie de o sfoară. N-a vrut să smulgă șnurul dintr-o dată, de frică să nu sune clopoțelul și să alarmeze toată casa. Ce a făcut? S-a urcat pe consola șemineului, dar de acolo nu a ajuns unde vroia el. Și-a sprijinit genunchiul pe consolă, unde se vede urma în praf, și a tăiat șnurul cu cuțitul. Mie îmi lipseau câțiva centimetri pentru a ajunge la punctul de unde a fost tăiat șnurul. De unde deduc că acest bărbat este mai înalt decât mine, cu cel puțin 7 centimetri. Uită-te la pata asta de pe fundul jilțului. Ce este? Sânge. Fără îndoială că e sânge. Numai cu proba asta și se pune sub semnul îndoielii versiunea doamnei. Dacă ea se afla în jilț când s-a comis crima, cum de-a putut să cadă picătura asta aici? Nu, ea s-a așezat în jilț după moartea soțului ei. Pun pariu că rochia cea neagră are aceeași pată. Watson, încă nu am avut un Waterloo, dar acum avem un Marengo al nostru, căci am început prin eșec și am terminat cu victorie. Mi-ar place să schimb câteva cuvinte cu Teresa, camerista. Câtva timp trebuie să ne purtăm cu mult tact, dacă vrem să obținem informațiile de care avem nevoie. Era o femeie interesantă, acea severă australiancă, taciturnă, bănuitoare, antipatică. Trecură câteva minute până când bunele maniere ale lui Holmes și acceptarea sinceră a tot ceea ce spunea ea s-o cucerească, deșteptând o simpatie reciprocă. Nu încercă să-și ascundă ura resimțită pentru defunctul său stăpân. Da, domnule, este adevărat că el a aruncat cu garafa în mine. O jignise pe soția sa și eu i-am spus că el n-ar fi îndrăznit să vorbească astfel dacă fratele stăpânei mele ar fi fost în casă. Atunci a aruncat cu garafa. Mi-ar fi fost indiferent dacă ar fi aruncat în mine 100 de garafe, dacă astfel ar fi lăsat-o în pace pe iubita mea stăpână. El o chinuia în continuu, dar ea era prea orgolioasă ca să se plângă. Nici mie nu-mi povestea tot ceea ce îndura. Niciodată nu mi-a explicat cauza urmelor pe care le-ați văzut dumneavoastră în dimineața asta pe brațul ei, dar eu știu sigur că sunt împunsăturile unui act de pălărie. Blestematul ăsta, să mă ierte Dumnezeu că vorbesc despre el astfel după ce a murit, dar dacă a existat pe lume vreun diavol, apoi bărbatul acesta îl întruchipa. Când l-am cunoscut, era numai miere. Asta s-a întâmplat acum 18 luni, dar nouă mi se pare că au trecut de atunci 18 ani. Domnișoara tocmai sosise la Londra. Da, era prima sa călătorie, căci nu mai plecase niciodată din țara ei. El a cucerit-o prin titlu, prin bani și prin false lingușiri, cum se obișnuiește la Londra.
Dacă ea a făcut vreo greșeală, a plătit-o cu vârșin de sat. În ce lună l-am cunoscut? Păi, imediat după sosirea noastră. Am venit în iunie, așa că prin iulie l-am cunoscut. S-au căsătorit în ianuarie anul trecut. Da. Doamna a coborât în camera de zi și sunt sigură că va vorbi cu dumneavoastră. Dar nu trebuie să-i puneți prea multe întrebări, căci a trecut prin toate încercările prin care poate trece un om. Doamna Brackenstall stătea pe aceeași sofa, dar părea mai vioaie decât înainte. Camerista intră cu noi și schimbă compresa de la arcadă. Cred, spuse doamna, că nu mă veți supune unui nou interogatoriu, nu-i așa? Nu, răspunse Holmes cu multă blândețe. Nu o să vă cauzăm nicio neplăcere și vom aborda problema de așa manieră încât să nu vă necăjim deloc, că sunt convins că ați suferit mult. Dacă mă veți considera prietenul dumneavoastră și veți avea încredere în mine, veți vedea că vă voi justifica încrederea. Ce doriți de la mine? Să-mi spuneți adevărul. Domnule Holmes. Nu, nu, doamnă Brackenstall, este inutil. Poate ați auzit de faima de care mă bucur. Ei bine, sunt dispus să mi-o pun în joc, parind pe ea că relatarea pe care mi-ați făcut-o e o pură fantezie. Stăpâna și camerista îl priviră pe Holmes cu chipurile palide și ochii înspăimântați. Sunteți un nerușinat, exclamă Tereza. Vreți să spuneți că stăpâna mea v-a mințit? Holmes se ridică în picioare. Nu aveți nimic să-mi spuneți? V-am povestit tot. Reflectați încă o dată, doamnă Brackenstall. Nu ar fi mai bine să fiți sinceră? Frumosul său chip păru că ezită o clipă, dar o reconsiderare de mare forță o reținu. V-am spus tot ce știu. Holmes duse mâna la pălărie și dădu din numeri. Îmi pare rău, spuse, și, fără să mai adauge vreun cuvânt, am părăsit camera și casa. În parc exista un bazin și prietenul meu se îndreptă spre el. Era acoperit cu gheață, cu excepția unei copci, spre bucuria unei lebede solitare. Holmes privi copca respectivă, apoi ne-am îndreptat spre poarta exterioară a pavilionului de la intrare. Aici însă îi lă o scurtă scrisoare pentru Stanley Hopkins, pe care o lăsă pasnicului. Pot să reușesc sau să dau greș, dar trebuie să facem ceva pentru prietenul Hopkins, în ultimă instanță pentru a justifica această a doua vizită, zise. Deocamdată însă nu-i spun planurile mele. Cred că, în continuare, trebuie să acționăm de urgență la biroul maritim al liniei Adelaide Southampton, care se află, dacă mi-aduc bine aminte, la capătul străzii Pall Mall. Există și o altă linie de vapoare care face legătura între Australia de Sud cu Anglia. Da, vom explora în primul rând bârlogul cel mare. A fost suficient să arătăm cartea de vizită a lui Holmes ca să fim numai decât primiți de director. Prietenul meu nu întârzie mult ca să obțină toate datele de care avea nevoie. În luna iunie a anului 95, doar un vapor al liniei sale intrase într-un port englezesc. Era vorba de Rock of Gibraltar, cel mai mare și mai bun dintre toate. Nu a fost nevoie decât de o consultare a listei de pasageri pentru a dovedi că domnișoara Fraser, din Adelaide, acompaniată de camerista sa, călătorise cu acel vapor. În prezent, Rock of Gibraltar naviga spre Australia, prin sudul canalului de Suez. Ofițerii de pe vas erau aceiași din anul 95, cu o singură excepție. Primul ofițer, domnul Jack Crocker, fusese avansat la gradul de capitan și fusese încredințat vasul Base Rock, care urma să ridice ancora două zile mai târziu din Southampton. Își avea locuința în Sydenham, dar probabil că urma să se prezinte la birou în acea dimineață pentru a primi instrucțiuni. Ne-au spus că dacă dorim, putem să-l așteptăm. Nu, domnul Holmes nu dorea să vorbească cu el, însă dorea să cunoască mai multe detalii despre cariera și conduita sa. Husarul său era magnific. Nu exista în acea flotă niciun ofițer cu care să poată fi comparat. Cu privire la conduita sa, era un om care își făcea datoria, dar furios și violent, dincolo de puntea vasului său. Era scibil și exaltat, dar cinstit, onest și cu suflet bun. Acestea erau, în principal, informațiile obținute de Holmes de la biroul companiei Adelaide Southampton. De aici ne-am deplasat cu mașina la Scotland Yard, dar, în loc să intre înăuntru, Holmes rămase în mașină, cu sprâncenele încordate, pierzându-se în analize profunde. La sfârșit, dădu dispoziție și mașina ne duse la telegraful din Charing Cross. Trimise de aici o telegramă, după care am plecat spre Baker Street. Watson, ăsta este mai puternic ca mine, zise când intram în camera noastră.
Odată pronunțată hotărârea judecătorească, nu-l va mai putea nimeni salva pe acest om. Odată sau de două ori în cariera mea, am avut senzația că, descoperind criminalul, am produs daune mai mari decât făptuitorul crimei. Am învățat să fiu precaut și prefer să înșel justiția din Anglia decât propria-mi conștiință. Mai trebuie să aflăm ceva înainte de a acționa. Înainte de căderea nopții, am primit vizita inspectorului Stanley Hopkins, căruia nu-i prea ieșiseră socotelile. Domnule Holmes, cred că dumneavoastră sunteți un fachir. Există momente în care, vă spun cinstit, mă gândesc că posedați puteri supranaturale. De exemplu, cum Dumnezeu ați putut descoperi că argintăria furată se găsea pe fundul bazinului? Nu știam. Dar dumneavoastră m-ați sfătuit să verific bazinul. Și ai găsit serviciul de argint? Da, l-am găsit. Mă bucur mult că am putut să te ajut. Dar dumneavoastră nu m-ați ajutat atâta timp cât afacerea devine și mai dificilă. Ce fel de hoți sunt ăștia care fură un serviciu de argint și apoi îl aruncă în prima baltoacă pe care o întâlnesc în cale? Desigur, este vorba de o comportare foarte excentrică. Eu am raționat plecând de la ideea că dacă obiectele respective au fost luate de persoane pentru care nu prezentau interes, fiind furate doar pentru a deruta, este o supoziție, era normal să se grăbească să scape de ele cât mai repede. Dar cum a putut să vă treacă prin cap o asemenea idee? Foarte simplu. Mi s-a părut posibil. Când hoții au ieșit pe fereastra franceză, le-a apărut în față bazinul, cu o tentantă gaură în copertina de gheață. Ce altă ascunzătoare putea fi mai bună ca asta? Da, asta pare mai rezonabil. O ascunzătoare, exclamă Stanley Hopkins. Da, da, acum înțeleg tot. Era devreme, pe stradă era încă lume și le-a fost frică să nu fie văzut cu obiectele respective. Motiv pentru care l-au ascuns în bazin, urmând să se întoarcă și să le ia când nu mai era nimeni prin jur. Magnific, domnule Holmes! Este un raționament mai bun decât ideea acum că ne-au întins o cursă ca să ne deruteze. Așa este. Și deja ai o admirabilă teorie. Nu încape nicio îndoială că ideile mele erau complet aiurite. Dar trebuie să recunoști că datorită lor s-a descoperit locul unde se afla serviciul de argint. Da, domnule. Totul a fost opera dumneavoastră, dar eu am suferit o mare decepție. O decepție? Da, domnule Holmes. Persoanele din banda Randall au fost arestate azi dimineață, la New York. Doamne ferește, Hopkins! Asta contrazice teoria ta, cum că ei au fost cei care au comis crima din Kent. Este o lovitură mortală, domnule Holmes. De-a dreptul mortală. Dar mai există în afara de familia Randall o altă bandă alcătuită dintre indivizi. Sau... poate că este vorba de un grup nou, necunoscut încă de poliție. Desigur, asta e foarte posibil. Dar ce, pleci? Da, domnule Holmes, nu voi avea liniște până nu voi clarifica această afacere. Aveți să-mi faceți vreo sugestie? Deja ți-am făcut una. Care? Cea în care ți-am spus că e vorba de o cursă. Dar cu ce scop, domnule Holmes? Cu ce scop să apeleze la așa ceva? E, asta e problema. Eu îți recomand să-i acorzi atenție. Poate o să descoperi ceva. Nu vrei să rămâi să servim masa împreună? Bine. La revedere și ține-ne la curent cu demersurile pe care le faci. Am cinat. În tot acest timp, Holmes nu a făcut nicio aluzie la afacerea noastră. După ce și-a aprins pipa, și-a întins picioarele spre foc. Apoi s-a uitat la ceas. Watson, aștept noutăți. Când? Acum, peste câteva minute. Mă gândesc că poate ți s-o fi părut că m-am purtat destul de urât cu Stanley Hopkins. Adevărat? Am încredere în criteriile tale. Răspuns foarte rezonabil, Watson. Tu trebuie să înțelegi următorul lucru. Ceea ce eu știu nu este oficial. Ceea ce el știe este oficial. Eu am dreptul să judec pentru mine. El nu are acest drept. El trebuie să descopere tot ce știe, căci altfel este un trădător al funcției sale. Fiind vorba despre un caz dubios, eu nu vreau să-l pun într-o situație atât de dificilă. De aceea îmi rezerv informațiile până când mă voi lămuri eu însumi care este adevărul. Și când se va întâmpla asta? A sosit deja momentul. O să fii martorul ultimului act al acestei drame extraordinare. Se auziră pași pe scară și ușa noastră se deschise pentru a lăsa să intre o persoană magnifică, deosebită, cum nu cred că mai trecuse pragul acelei camere. Era un bărbat tânăr, corpolent, cu mustăți galbene, ochi albaștri, piele bronzată de soarele tropical, mers elastic,
care demonstra că toată acea voluminoasă creație era plină de energie și forță. Închise ușa după ce intră și imediat se așeză în fața noastră cu pumnii strânși și pieptul gâfâitor, ascunzând emoția care îl domina. Luați loc, domnule capitan Crocker. Ați primit telegrama mea? Vizitatorul nostru se înfundă într-un fotoliu și ne privi pe rând cu ochii întrebători. Am primit telegrama și am venit la ora pe care mi-ați indicat-o. Am aflat că ați fost la biroul meu. Nu este chip ca cineva să scape de dumneavoastră. Ce vreți să faceți cu mine? Să mă arestați? Plecați odată, domnule. Nu consimt să stați aici și să vă jucați cu mine ca pisica cu șoarecele. Dă-i o țigară, îmi spuse Holmes. Domnule capitan Crocker, luați o țigară și țineți-vă nervii în frâu. Dacă aș fi crezut că sunteți un criminal obișnuit, puteți fi sigur că nu stam acum să fumez cu dumneavoastră. Fiți sincer cu mine și poate ajungem la o înțelegere. Ce doriți să fac? Să-mi faceți o prezentare exactă a tot ceea ce s-a întâmplat noaptea trecută la Abbey Grange. O prezentare corectă, fără să adăugați sau să uitați ceva. Cunosc atâtea lucruri despre acest caz, că dacă dumneavoastră vă veți abate câtuși de puțin de la adevăr, voi da drumul sirenei de la fereastră și din acel moment nu mă voi mai ocupa deloc și pentru totdeauna de el. Marinarul medită o clipă și brusc își dădu o palmă peste coapsă cu mâna sa mare, bronzată și exclamă: voi evita o asemenea posibilitate. Cred că sunteți un om de cuvânt, un om demn și am să vă spun tot ce s-a întâmplat. Dar am să încep precizându-vă un lucru. În ceea ce mă privește, nu regret nimic și nici nu mă tem. Oricând aș repeta ceea ce am făcut și m-aș simți orgolios de asta. Fiară blestemată! Chiar dacă ar fi avut mai multe vieți, ca pisica, mi le-ar fi datorat mie. Dar asta datorită doamnei Mary, pe care niciodată nu o să o mai numesc cu acel nume blestemat de Brackenstall. Când mă gândesc că îi pot face greutăți, eu care mi-aș da viața doar pentru a-i stârni un zâmbet pe chipul ei frumos, simt că nebunesc. Și totuși, ce aș putea să fac? Vă voi povesti viața mea, domnilor, și apoi vă voi întreba, ca de la om la om, ce puteam să fac. Trebuie să o iau puțin mai de la capăt. Se pare că dumneavoastră știți totul și de aceea cred că știți că am cunoscut-o când ea era pasageră, iar eu ofițer principal pe vasul Rock of Gibraltar. Din prima zi când am cunoscut-o, a fost pentru mine singura femeie. Pe zi ce trecea, în timpul acelui voiaj, o iubeam și mai mult. Și de atunci, de multe ori am îngenunchiat când eram noaptea de cart și am sărutat puntea vasului, cât știam că scumpele ei piciorușe au călcat pe acolo. Nu s-a lăgodit cu mine. M-a tratat cu toată noblețea, cum niciodată o femeie tratează un bărbat. Nu am niciun motiv să mă plâng. Din partea mea a fost o dragoste totală. Din partea ei, numai o prietenie. Când ne-am despărțit, ea a continuat să fie o femeie liberă. Dar eu nu am mai putut fi niciodată un bărbat liber. Când m-am întors din voiajul următor, am aflat că s-a căsătorit. Și de ce nu s-ar fi căsătorit dacă îi făcea plăcere? Titlu și bani. Cine ar fi putut mai bine ca ea să împuște doi iepuri dintr-un foc? Ea s-a născut pentru tot ceea ce e mai frumos și mai delicat. Nu m-am plâns că s-a căsătorit. Eu nu sunt un bărbat atât de egoist. M-am bucurat că a avut noroc și că nu s-a măritat cu un marinar fără bani. În felul acesta am iubit-o eu pe Mary Fraser. Nu m-am gândit că am să o mai văd, dar în timpul ultimului voiaj am fost avansat și, cum noul meu vas nu fusese lansat la apă, a trebuit să aștept 2 luni, pe care le-am petrecut cu familia la Sydenham. Într-o bună zi, m-am întâlnit pe o stradă din apropiere cu Teresa Wright, vechea sa cameristă. Mi-a vorbit de Mary, de el, despre tot. Vă asigur, domnilor, că am fost pe punctul de a nebuni. Un câine bețiv îndrăznea să ridice mâna asupra acelei femei, căreia nu merita nici măcar să-i lingă pantofii. Am început să mă întâlnesc cu Teresa. Apoi m-am văzut cu Mary însăși și am început să o vizitez. Dar s-a opus să ne mai vedem. În urmă cu câteva zile, am aflat că în mai puțin de o săptămână urma să plece și am reușit să o văd, o dată în plus, înainte de a pleca. Teresa era încă prietena mea, pentru că o iubea pe Mary și îl ura pe canalia de soț, aproape ca și mine. Ea m-a pus la curent cu obiceiurile casei. Mary obișnuia să citească în cămăruța sa de la parter. Eu am venit până aici pe furiș, noaptea trecută, și am ciocănit la fereastră. La început nu a vrut să-mi deschidă, dar acum știam că ea mă iubea, deși ascundea acest lucru, și că nu mă putea lăsa în frig în plină noapte. Mi-a spus în șoaptă să ocolesc fereastra cea mare din față, care era deschisă, și că pot intra pe acolo în sufragerie.
Din nou am auzit de pe buzele ei cuvinte care au făcut să-mi fiarbă sângele și din nou am blestemat acea bestie care o maltrata pe femeia pe care eu o iubeam. Deci, domnilor, mă aflam cu ea înăuntru, fără să se întâmple absolut nimic între noi, când el a venit ca un nebun din camera lui. A insultat-o, adresându-i se cu cel mai josnic cuvânt pe care un bărbat îl poate adresa unei femei, și a lovit-o peste față cu un baston pe care l-avea în mână. Eu am sărit spre vătrai și ne-am luptat în condiții absolut egale. Priviți, vă rog, brațul meu și observați locul unde mi-a aplicat prima lovitură. A fost apoi rândul meu și am crăpat capul ca și când ar fi fost vorba de un dovleac putred. Credeți că am regretat? În niciun caz. Am zis, ori îl omor, ori mă omoară. Și mai mult, ori viața lui, ori viața ei. Căci, cum puteam să o las pe mâna acelui nebun furios? Așa l-am omorât. Am făcut rău? Domnilor, spuneți-mi, ce ați fi făcut dacă ați fi fost în locul meu? Când el a lovit-o, ea a scos un țipăt și Tereza a venit repede, auzind țipătul din camera ei, care se afla la etajul superior. În dulap era o sticlă cu vin. Am destupat-o și am turnat puțin și lui Mary, căci leșinase după acea scenă. Apoi am băut și eu o gură. Tereza rămânsese ca de gheață și a contribuit ca și mine la complot. Trebuia să prezentăm lucrurile de parcă ar fi fost opera unor tâlhari. Tereza o instruia într-una pe stăpâna ei, în vreme ce eu mă cățărasem și tăiam șnurul clopoțelului. Apoi am legat-o de jilț și am destrămat capătul șnurului pentru a da impresia de veridicitate, căci altfel s-ar fi pus întrebarea cum se putuse urca un hoț până acolo ca să-l taie. Am strâns apoi câteva farfurii și tăvi de argint cu scopul de a face viabilă ideea unui furt și le-am lăsat acolo pe cele două femei, instruindu-le ca să dea alarma la un sfert de oră după plecarea mea. Am aruncat obiectele în bazin și am plecat spre Sydenham, cu sentimentul că, cel puțin odată în viață, făcusem o treabă bună. Acesta este adevărul, domnule Holmes. Adevărul adevărat, deși, spunându-l, îmi risc viața. Holmes fumă o vreme în tăcere, apoi străbătu încăperea și strânse mâna musafirului nostru, spunându-i, iată ceea ce gândesc eu. Știu că tot ceea ce a spus e adevărat, căci aproape n-a spus nimic din ceea ce eu nu știam. Nimeni, în afară de un acrobat sau un marinar, n-ar fi putut să ajungă la șnurul clopoțelului de pe consolă. Și nimeni, în afară de un marinar, n-ar fi putut să facă nodurile astfel încât șnurul să rămână legat de jilț. O singură dată această doamnă luase legătura cu marinarii și anume în timpul călătoriei sale. Și trebuia să fie vorba despre un om care aparține aceleași categorii sociale, căci astfel se explică dorința ei de a-l proteja și astfel dovedea, pe lângă asta, că-l și iubea. Vedeți acum cât de ușor mi-a fost să vă dau de urmă odată ce mă aflam pe drumul cel bun. Credeam că poliția nu va ajunge niciodată să cunoască adevărul datorită farsei noastre. Și nici nu a reușit, nici nu va reuși, după părerea mea. Și acum, capitane Crocker, aceasta e o problemă de mare importanță. Deși sunt dispus să recunosc că ați acționat în urma unei teribile provocări. Nu sunt sigur că, acționând în apărarea propriei vieți, nu se va hotărâ că ați fost în legitimă apărare. Totuși, un jurat britanic va trebui să o spună. În aceste condiții, simpatia pe care vă port este atât de mare, încât vă promit că dacă veți dispărea în următoarele 24 de ore, nimeni nu vă va opri. Și, după expirarea acestui termen, totul se va da publicității? Bineînțeles! Marinarul se înroși de mânie. Aceasta este o propunere demnă de a se face unui bărbat? Cunosc legea destul de bine pentru a ști că Mary va fi întemnițată pentru complicitate. Mă credeți capabil să accept ca ea să se predea în timp ce eu fug? Nu, domnule. Să se refuiască cu mine, domnule Holmes. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, căutați dumneavoastră mijlocul ca biata Mary să nu ajungă la tribunal. Pentru o doua oară, Holmes îi întinse mâna marinarului. Am vrut să vă pun la încercare, dar și de data asta ați dat dovadă de loialitate. Ei bine, mi-am asumat o mare răspundere, dar deja i-am sugerat lui Hopkins o pistă excelentă, astfel încât, dacă el nu va ști să profite de indicația mea, eu nu mai pot face nimic în plus. Capitane Crocker, să procedăm așa cum trebuie. Dumneata ești inculpatul. Dumneata, Watson, ești juratul englez. Și adevărul e că eu nu cunosc pe altcineva mai potrivit pentru acest rol. Eu sunt judecătorul. Și acum, domnilor jurați, ați auzit tot ce trebuie pentru a putea pronunța sentința. Îl declarați pe inculpat vinovat sau nevinovat? Nevinovat, domnule judecător, răspunse eu. Vox populi, vox Dei.
Ești achitat, capitane Crocker. În timp ce justiția nu vrea să facă victimă o altă persoană, nu ai de ce să te temi de mine. Întoarce-te peste un an în căutarea acestei doamne și să dea Dumnezeu ca amândoi să justificați prin viitorul ce vă așteaptă sentința pe care am pronunțat-o în noaptea asta. Sfârșit.